Bună ziua și bine v-am găsit! Precum am zis ieri, vom face mirea în bucătărie cu Andrei. Dăm drumul la hotă, tati. Și ce vom face astăzi? Astăzi vom face... Ce vom face? Vom face niște clătite cu miere. Aici avem cernută făina. Avem cernută făina, în care vom face o gaură. Dar înainte de toate să zicem ingredientele. Deci la clătite avem nevoie așa. 170 de grame de făină, 250 de mililitri de lapte, aici avem lapte, aproximativ 30 de grame de unt, aici avem untul, două și miere și bineînțeles un pic de sare, ca la orice aliment ce facem. Culmea este că prima clătită am făcut-o undeva la vârsta de 10 ani și de atunci tot facem clătite. Tot ce s-a schimbat în următorii ani este că folosim miere, aproximativ 3 linguri de miere. Acum depinde de fiecare cât îi place să consume cu clătita. Cum vom proceda? Deci, la această făină, la 170 de grame de făină, am presărat aproximativ 1 gram de sare, un vârf de cuțit. Acum vom sparge ouăle. Andrei, ce facem cu ouăle? Facem papa. Bine. Acum spargem ouăle. A închis, dar tati nu mișca camera. Iată, spargem ouăle. Aceasta este o rețetă foarte simplă. O să vedeți. E mare lucru de făcut. Cu toate că să știți că știu fete de ajuns la maturitate care încă n-au spart un ou. Dar asta nu este important în lumea modernă. Important este să putem consuma miere. Și atunci, iată, asta a fost primul lucru care am făcut. Am spart ouăle. Iată aici, așa arată. Am spart ouăle. Și acum incorporăm cu făină. Eu folosesc tot timpul o lingură de lemn pentru a incorpora bine ouăle cu făina. E ceva foarte simplu de făcut pentru oricine, nu neapărat pentru gospodine. Iată, și pentru gospodar e foarte, foarte ușor de făcut. Deci incorporăm ouăle foarte bine acolo să fie puse în făină, amestecăm bine. Bine, meseria mea este că sunt brutar. Am lucrat ani de zile cu făina. Și iată, incorporăm foarte bine ou, să nu mai se vadă ou. Amestecăm bine. O să pare simplu de făcut, este simplu. Da, tati, Andrei a răcit un pic, dar n-a răcit, doar strănută. Bun, am terminat de încorporat ouăle. Acum adăugăm laptele, jumătate din cantitatea de lapte, din 250 de grame. Adăugăm cam jumătate. Așa,
pune pic lapte, tati. A pus un pic de lapte, tati, da. Așa face. Așa cum face, tati? Cum? Așa. Amestecă? Da. Da, amestecă, tati, lapte. Așa. Pa. Să se... Amestecăm bine, 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 tati. Adu. Da? Nu, de nu, aici. E rece oala? Nu, arde. Nu arde, tati, nu arde. Apoi, acasă, asta facem, amestecăm bine. Tati, te mă uită, mă minută. O să dăm drumul și la hotă, tati, când începem să facem. Amestecăm bine, bine de tot. Să, să se încorporeze bine făina cu lapte, să amestece. Da. Tati, așa facem noi plătite, nu? Cui facem clătite? Dulce. O să fie dulce, tati, dar cu ce? Cu miere, nu? Amestecăm, amestecăm. Andrei. Amestecă, ține și tu, Andrei. Hai să amestecăm cu Andrei, așa, amândoi. Ai, ce de lucrăm aici cu Andrei, uite. Ce fac? Mai e pic, mai e pic lapte. Mai e un pic de lapte, tati, jumătate am pus acum, să amestecăm bine și... Jumătate mai punem încă o dată, da? Da. Aia, n-aia bun. N-aia din aia bun, da? Aia e bună, papia e bună. Aia e miere, tati, ia-s miere. Ce-ți? Miere dulce. Mai pic. Iată, eu... Am pus mami capacul. Am pus mami capacul la miere, da. Gut, gugu, guge, guge, caua. Amestecăm bine, bine, bine. Andrei? Și Andrei, amestecă, tate, amestecă. Ha, cum amestecă băiat, ia. Și Andrei poate să amestece, deci nu este chiar așa mare lucru de făcut. Amestecă, tate, ha, cum amestecă băiat. Așa. Așa amestecă băiat. Punem foarte... agat. Da, după aia punem la copt. Agucu. Hai, amestecă, tate, amestecă. Deci e un lucru foarte ușor de făcut. De lui tati să terminăm mai repede. Cam asta o să facem. După ce se încorporează, adăugăm și celelalte reste de lapte. Deci e amestecat. Așa. Acum adăugăm și restul de lapte. Așa. Mai amestecăm acum. Amestecă băiatul. Bine, o să întrerup un pic filmarea până amestec bine compoziția, după aia revin. Iată, am revenit când am terminat de amestecat compoziția cu Andrei. Andrei pune capacul. Și acum va sta la odihnă 30 de minute. Gata, tati, acum așa stă. Bun, ne vedem peste 30 de minute. Iată, după 30 de minute a sosit timpul să... folosim untul și să începem să coacem clătitele. Am venit la aragaz. Punem un pic de unt. Așa. Untul folosim la ungerea tigăii. Aici avem aluatul, care a stat 30 de minute. Turnăm. Așa. Punem pe foc. Altul! Da, tati, altul. Altul punem. Și așteptăm să se coacă. Acă, e... Când întoarcem clătita, asta este... important. Mai e bună, tati. Da, mai e arde, tati. Da, tot e foarte bună, că e cald. Nu arde. E cald. Deci, important e când întoarcem clătita. O să vedeți imediat. Da, e așa, tati. Da, e așa. Așa, tati, așa. Arde. Și o să vedeți cum întorc eu clătita, nu în aer. Nu întoarcem în aer, fiindcă...
Clătită. Clătită, tati. Ai ouă. Și au făcut cu ouă, da. Atu. Atu. Ies vreo 6-7 clătite, în funcție ai de tita, cum, tati, cât de subțire turnăm noi în tigaie. Nu arde. Acolo nu arde, tati. Așa cum să se coacă bine, partea cealaltă. Moș, tati, tata, mamă, moș. Da, tati. A, nu o să dureze mult, probabil, 20 de minute până fac toate plătitele din compoziția respectivă. Nu este ceva foarte greu. Vom încerca să turnăm plătitele cât mai subțiri sau mai groase, cum, în funcție de cum ne place nouă, da? Vreau să vă zic, când întoarcem clătita, asta este ideea. Ia să vedem. Dacă observați, aluatul crud e mai alb, deci aluatul crud este mai alb. Când se coace, e așa mai gălbui. Când tot aluatul alb dispare, atunci întorc eu clătita. Nu umblă acolo, tati, cade. Ai grijă, tati, ai grijă, ai grijă. Iată, acum întoarcem clătita, vedeți această unealtă, e foarte simplă, o întorc și cam asta e tot. Ca să vedeți, întors, tati, clătita, iată aici avem clătita gata, acolo se coace următoarea și o să revin. Iată, continuăm, când am terminat cu clătitele, le așezăm la masă cu Andrei, da? Și papa Andrei, da? Uite, punem un pic de miere, cam o jumătate de linguriță, așa. Așa punem, tati. Da, Andrei e pregătit cu furculița. Așteaptă, tati, că-ți dă tati imediat. Papa Andrei. Ungem clătita bine cu miere. Așa, foarte bun. Așa, în farfurie, vedeți? Deci am pus în farfurie și nu curge mierea pe laterale deocamdată. Rulăm. Și tati, uite, trebuie să rulăm așa, ca tati, te facem așa, fiind o foiță foarte subțire de clătită, da? Așa pace, tati. Așa, acum tati taie. E gază, tati. Așa. Papă, tati. Și acum Andrei papă. Cum papă, Andrei? Uite, te ajută tati. Ia. Ia cu mânuța. Ia uite, așa ca tati. Și-a papa băiatul. Bun. Foarte bune cu miere. Poftă bună. Foarte simplu. Iată așa arată. Să tot mănânci. Și consumăm. Poftă bună la toată lumea.